Energie pentru generația următoare a fost denumirea dată unui eveniment organizat de Ministerul Energiei în parteneriat cu Societatea Națională Nuclear Electrica și compania RoPower Nuclear în localitatea Doicești din județul Dâmbovița, unde se intenționează construirea unei centrale nucleare. Nici de această dată comunitatea locală nu a fost reprezentată. La întâlnire au participat excelența sa ambasadoarea SUA în România, Caitlin Ana Cavalec, ministrul energiei Sebastian Burduja, directorul general Nuclear Electrica Cosmin Ghiță și alți reprezentanți ai partenerilor din proiect. Ambasadoarea SUA în România a precizat că statul american susține proiectul de la Doicești, pentru care va aloca inclusiv o parte din banii necesari. I have just had the opportunity this morning to tour the Doicești small modular reactor site, the SMR site. The rapid progress that I saw is testament, I think, to Romania's vision, guiding us to a cleaner, more sustainable energy future. As I've just seen, Romania is poised, and as the minister just said, to become a regional clean energy hub. The Doicești SMR project is at the forefront of this transformation. This visionary project has the support of the highest levels of the United States government, both politically and financially, and that's why I'm here today to personify that support. The U.S. Ex-Im Bank and the U.S. International Development Finance Corporation have committed to financing to ensure the success of this SMR project in Doicești in the amount of $3 billion and $1 billion respectively. Mulțumesc că suntem astăzi aici, într-o zi pe care o consider una istorică. Doicești, unul dintre cele mai importante de tradiție, locuri în sistemul energetic național. Și am văzut cum o centrală care era bazată pe arderea cărbunelui se transformă și din praful rezultat de pe urma curățării acestui loc și pregătirii acestui loc se ridică această minune. Îmi face plăcere să vă urez bun venit pe amplasamentul candidat Doicești pentru reactoarele modulare de mici dimensiuni. Și îndrăznesc să spun că este primul amplasament cu tehnologie nucleară avansată din România și din Europa. Doamne ministru, s-a semnat un memorandum între Nuclear Electrica și NuScale. Vreau să întreb dacă statul român este parte semnatară a acestui memorandum și dacă statul american de asemenea este parte semnatară a acestui memorandum. Iar a doua întrebare, tot pentru dumneavoastră, este legat de siguranța și securitatea acestor reactoare. Ați spus că sunteți convins prin vizitele pe care le-ați făcut și la NRC și în Statele Unite că sunt sigure. Încerc să înțeleg pe ce se bazează această siguranță atât timp când nu s-a construit nici măcar prototipul unui astfel de reactor. Deci nu s-a testat prototipul. Da. Cu siguranță statul român e reprezentat în cadrul Nuclear Electrica în calitate de acționar majoritar. Cu siguranță statul american a finanțat compania NuScale, vă spuneam, sunt sume de sute de milioane de dolari, cred că peste un miliard în total, dar știi mai bine, doamna ambasador. Și prin asta există tot angajamentul exprimat și în întâlnirile bilaterale, oficiale, pentru a susține acest proiect în comun. Documentele semnate până acum sunt între cele două companii implicate, fiind deci o chestiune privată și nu una între state. Explică reprezentanții părții române. Statul român, bineînțeles, a votat în AGA pentru toate demersurile pe care noi le-am făcut până acum. Memorandumul a fost semnat la nivel de companii și este momentan o alegere, este momentan o chestiune privată. Noi urmează să escaladăm pentru măsuri de ajutor de stat și toate cele imediat după ce finalizăm FID 2 și ne lămurim dacă chiar e nevoie. Acum, referitor la submarine, portavioane sau alte tipuri de chestii de genul ăsta, eu unul știu că transpunerea principiilor este una
clară și s-au făcut multe transferuri de genul ăsta, dar eu n-am avut acces la astfel de informații, să văd cum arată un reactor pe submarin sau pe portavion. În această etapă a proiectului nu se cunosc toate costurile la care se va ridica, iar oficialii din România ezită să avanseze estimări ale investiției, spunând doar că se mizează pe forță de muncă ieftină, pe existența unui râu și pe alte avantaje de acest fel. În materie de structură de finanțare, noi o să mergem pe niște structuri de finanțare clasice, unde vorbim de parte equity și parte împrumuturi. În momentul de față, probabil un pic care sunt în aliniament cu consensusul OECD, pentru că vom apela la bănci de export și la bănci pentru finanțarea acestora, din simplu motiv că acestea vor permite o perioadă de durație a plății împrumutului pe perioada construcției plus 6 luni de la punere în funcțiune. Deci, atunci când vom face primele încasări, ca să putem să plătim un astfel de credit înapoi. Mulțumesc! Momentan, ținta asamblării primului modul și punerii sale în funcțiune este finalul 2029. O să avem punere în funcțiune în serie, tehnologia permițând prin modulară permițând commissioning treptat. Mulțumesc. Eu aici vreau să vă mai spun un lucru la care eu țin. Și țin din perspectiva un om care a avut șansă sau are șansă să reprezinte România ca ministru energiei și să discute cu alte guverne din lume. Credeți că nu sunt și alte state care ar vrea să fie primele în dezvoltarea acestei tehnologii? Eu vă spun că sunt. Și când te duci la Washington sau la Paris sau la Bruxelles și ți se spune cum? România poate să fie prima țară din Europa sau chiar prima țară din lume cu astfel de tehnologie nucleară care promite să salveze lumea, să rezolve trilema energiei sigure, curate și la un preț corect? Da. Avem șansa de a fi primi sau printre primi. Și asta pentru că de ceva ani de zile, nucleară electrică, guvernele Statelor Unite ale Americii, guvernul României, s-au angajat pe acest drum și au selectat tehnologia care are cel mai mare grad de maturitate. Asta înseamnă să-ți asumi. Și măcar în acest demers, să fim noi uniți mai întâi aici, noi între noi în țară, ca să putem să scriem cu adevărat istoria asta. Proiectul este descris în termeni laudativ, explicându-se doar beneficiile pe care acesta le va aduce regiunii și nimic despre riscurile pe care tehnologia nucleară, ori deșeurile rezultate din aceasta, le implică. În cadrul acestui studiu vom lua și în calcul cea mai bună soluție de depozitare a deșeurilor intermediare și totodată avem și în calcul mai multe variante pentru arderea deșeurilor finale. Pentru această tehnologie, bineînțeles, la nivelul Uniunii Europene are loc o recomandare și o deschidere pe care eu unul o îmbrățișez, dar aici trebuie să vedem cum se urmează pentru a putea reconverti acest deșeu utilizat în MOX, se cheamă, prin reprocesare în țări care pot face această reprocesare și sunt autorizate ca atare și apoi el să fie ars fie în reactoare de tip CANDU, analizăm acest lucru la unitățile 3 și 4, unitatea 1 și 2 deja nu am luat această decizie, sau în reactoare de generație următoare, cum sunt cele răcite pe plumb. Oana Soare, mă numesc de la White FM. Vă rog să-mi spuneți, domnuliță, care este mai exact zona de excludere pentru aceste reactoare? Atât NRC, cât și FIMA, care FIMA e echivalentul ISU și se uită la modul de intervenție în cazul unui incident, în cazul unui incendiu, cât și NRC, care este echivalentul CNCAN în România,
au deliberat și au luat o decizie comună, au autorizat zona de excludere pentru Nuschel la gardul central. Deci vorbim despre amprenta de 14 hectare. Aceasta este singura tehnologie autorizată de două autorități de reglementare în acest sens, dintre toate care există la nivel mondial, și înțeleg că motivul este datorită faptului că ele sunt în principal îngropate și izolate prin mai multe sisteme de siguranță, care chiar pot fi studiate și sunt prezentate pe site-ul NewScale. Este prima astfel de centrală autorizată în acest sens. NewScale a cerut derogare pentru chestia asta, a primit o scrisoare, dar scrisoarea este plină de amendamente. Nu i s-a dat așa, fără niciun fel de condiționări, dreptul să-și calculeze această zonă. Deci i s-a dat dreptul să calculeze, nu i s-a spus că este la gardul central. Da? Dacă ne uităm pe site la NewScale și la Nuclear Regulatory Commission, găsim și scrisoarea, și în scrisoare este trecut cu amendamente. Da? Deci calculul nu este, să zicem, final. I s-a dat dreptul să calculeze. Acum, dacă eu stau și mă gândesc ce s-a întâmplat în Statele Unite, cu dreptul ăsta al companiilor de a-și calcula singure anumite chestii sau de a-și face singure teste, uitați-vă ce se întâmplă cu Boeing, care începe să piardă uși, avioane. O să vă rog pentru bună funcționare a evenimentului să... Chiar nu e cazul. Dacă am venit să expuneți puncte de vedere neautorizate și, sunteți inginer? Sunt de profesie tehnică. Iar ceea ce spun eu, dar ce spun eu, domnul Misu, ceea ce spun eu sunt lucruri care se învață la școală. Le-am învățat în școală, nu sunt din... Înseamnă că știți mai bine decât NRC-ul. Eu cer scuze că vă întrerup. A fost ultima întrebare. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la acest eveniment și o să vă invit la partea de prânz. Colegii mei vă vor îndruma cum și în ce fel.